Constantin Stere din Bucov, Parcul Demnității Naționale a Românilor, în care astăzi am participat la dezvelirea bustului unui mare bărbat al neamului, al politicului românesc. Dar astăzi vrem să venim cei de la Vălenii de Munte, de la Universitatea Populară de Vălenii de Munte, cu un apel de solidaritate cu toți cei care au declarat ziua de 23 august, ziua de doliu, și cheamă la 23 august, la orele 6 seara, la bustul lui Ștefan cel Mare, în centrul Chișinăului. Să demonstrăm că nu suntem doar cei care suflăm în aripile celor care ne trag spre răsărit, dar suntem români și la Chișinău suntem acasă. 23 august, la orele 6, toți cei care simt, vorbesc și gândesc românește, vă așteptăm acolo. Mulțumim frumos celor de la Vălenii de Munte. Domnul Sandu Aristin Cupcea vrea să ne spună și o poezie, care are un titlu foarte sugestiv, Ajunge, am cedat destul. Eu mai bine o să-i dedic lui Iuliu Maniu o poezie spunând: privesc la chipul tău pe pedestal și aie de văd cum e cosalt prezentul. Unirea în vocea ta nu e un slogan, ce chemare, vie și ardentă, e un clopot ce-a unit sute și mii de inimi tinere cu visele lor roze, ce-au renăscut în munți de poezii, ce-au tratat ca ustece ciroze a unor sfidătoare în văzul lumii, orgolii care au sărutat minciuna și au încălzit-o, vai, lăsând într-una, în limba noastră, împroșcând cu spume, azi tuni și fulgeri, și ne îndemn pe toți să ne iubim, să ne întregim cu țara, ca Ștefan s-o părâm, pentru nepoți, cu fruntea înălzată peste marea și peste munții de care ne-au văduvit, iar între frații au instalat zăbrele, forțându-ne să credem unui vis urât, când cele bune nu sunt decât rele. Și Basarabia în glasul mai deplângi, cu versul în prefață și postfață, cu flacăra durut, iar te aprinzi, îți jur, vom promova ta povață, solemn și grav, pe pedestal și azi, ne-ndemn, ne-obligi, ca să luăm cosalt prezentul, unirea în vocea ta nu-i un slogan, ce chemare, o poruncă, vie și ardentă. Bravo, mulțumim!